Bine am venit la încă un episod de Minecraft Departed cu domnul Voinea Voinea Ngiu. Voinea, ce ai să ne spui? Deci, vedeți căcatul albastru de acolo, trebuie să-l luăm prin surprindere, că ăla ne posedă casa și tot nu mă lasă să intru în propria casă. Ce am făcut de ultima dată? Am fost la o platformă din slaburi, pentru că pe slaburi nu se spawnează monștri. Asta credem noi, cel puțin, o canată. Vreau să intru și eu în casa din albastru, te rog, lasă-mă și pe mine. Și după aia, ideea pentru casa finală va fi o chestie zburătoare, făcută din glez, o cupolă mare din glez cu un copac mare în care își face voina magia și un turn așa care iese din smelterul meu. Cam aia e ideea mea, așa, de ansamblu. Băi, acum pun în alba pe nenea ăla. Cum bat Dar ce e, mă, mai exact? de la albastru care aruncă cupolă și nu pot să-l omor? Trollul? Da. Bă, pot să-l omor că a venit lângă mine. A venit în sfârșit lângă mine. Și nu mai trolează. Trollul, te-ai prins. L-am omorât pe ăsta. De data asta l-am omorât pentru că a venit lângă mine. Înainte la depărtare și nu pot să-l omor. Mi-a dat water rune, pișad. Să ce pe apă. Așa, hai să verificăm. Ca să ai sleburile, ai nevoie de stone. Și ca să ai stone, trebuie să arzi gravel. Nu gravel, cobblestone. O să mai facem pule de-astea. Avem lemn? Avem lemn, șeful? Avem băți. A, și ca să facem stick, avem nevoie de sand. Da. Așa punem tot sandul nostru aici. Și lemnul care mai avem sunt fix ăsta. Interesant, nu? Hai să facem ceva interesant din el, măcar. Am nevoie de asta. De a... De asta. Și de asta. Ce dracu s-o le, bă? Bă, să bestie care vrea lângă noi. Ștor. Voinea. A, voinea la masă. Fuck. O să-l omoare pe voinea unul care se bese. O să moară de toxicitate prea ridicată. Slaburi, mai am 32. E destul de mare platforma deocamdată. Arată ok. Îmi place, place. Îmi și imaginez cum să arate la final, dar ok, vreau efectiv un pătrat, genul rotund, făcut din schimbare drastică dintre pătrat și rotund, dar nu-i bai, vreau să fie un cerc care să-l acoperi de o așa o cupolă de aia de sticlă și după aceea să iasă un copac mare, așa, știi, frumos din ea și smelterul meu așa pe laterale care scoate fum. Mă prindeți voi că sunteți băieți, fete, extraterestri deștepți. Și vine mie somn, pentru că e foarte târziu noaptea în momentul ăsta. Nu doar în joc, cât și în realitate și mâinea mea și școală. Pișocioasă școala asta. Mă auzi pe mine? Ba, m-ați auzit la mine? De la Voinea? Voinea mi-a zis că nu se aude. Poate acum mă aud pentru că gen și-a lăsat căștile lângă microfon sau ceva în genul, habar n-am. Și mie mi-e sete, Voinea, please. Ia un bere, stai. E cald cannabis. E cald cannabis? Da, dacă vorbesc ceva nu te aud. De mereu țip ceva, nu prea vorbesc. Spuneți voi dacă nu e adevărat. Aici nu mai sunt slabă de căcat. Țărănie. Am nevoie de lemn, deci... ceva lemn va dispărea subit. Le-am pe engine. Da. Sperăm că avem fix. Cred că am fix. 8, 3, 2. La fix! Pentru că da, la GU știe să numere. Acolo nu știu ce e. Nu știu cum să dau zoom. Nu cred că am chestia cu Optifine ca să dau zoom și așa, dar habar n-am. Mai am cine știe de slabă, ești nebun. Bă, băiatule. Am bărere. Băi, neam, vino și ajută-mă să mutăm chestii. Unde? Pe casă. Pe casă. Păi, nu-ți place platforma mea? Cum dracu te urca pe casă? Ai o scară la ieșire? Cred. Nu știu, zic și eu. Îți place? Frumos. E sexy. Ne trebuie garduri de la normale și slime ball-uri de la să ne aruncăm înăuntru. Facem noi sexy. Fai, dacă nu fie sexy.
Pun peste tot asta că mie că se spawnează, deci n-ar trebui să se spawneze, dar zic și eu. Deci putem, practic, platforma să o violicăm încolo. Dar v-am spus, vreau să fac un fel de cerc și să fie sexy. O să vedeți. Și dacă e mărim, face mai multe cercuri, dacă cumva nu o să ne ajungă și... Ultima oară, casa noastră n-a fost așa de mare și a ajuns, deci... Da, o facem așa sexy. Bă, băiatule. Tu te mă pune. Acum că vrei să te pui jos, nu te pui, eh? A, dreco. Păi de nu te spargă pe laterele după aia. Ce? Hai să notez că ăsta e colțul, practic. Da, ăsta e colțul. Ca să știu după aia de unde să fac cercul, știți? Ții minte. Cum se pune așa? Explică-mi. Fuck. De ce mereu pică în apă? De ce mereu ăia frumoși pică în apă? Leonardo DiCaprio, de ce? Pentru asta primesc un Oscar? Nope. Fără să ne împlinde de albaștri de căcat. Dar e plin de așa albaștri, efectiv. Și am omorât niște Skillex, că nu eram pe cameră sau nu știu dacă eram pe cameră sau nu. Uite aici, agent pe acolo era unul. Uite că ăla moare de pulă. Bă, poate moare și el lângă mine măcar. Vino mă lângă mine. Frumoasa mea. Frumoasa mea. Perfect. Ce dracu ai făcut, mă, băină? Ai făcut bip? Level. Level la ce? La labă? Ah, nu, la maxim. Oho. Momentul ăla când ai level la maxim la labă. Poi Da, să pică perfect. altfel. Păi, cred și eu. Mai avem nevoie de cable, buci. Deci să săpăm. Tu ai săpat? Am eu. Da, cu mine aici. Păi vino și... A, să vă arătăm mina, care nu știu dacă ați apucat să o vedeți. Nu știu, chiar... Nu știu dacă am filmat să vedeți mina. Dar mai țineți minte când eu mă înjuram cu Voinea pentru că Voinea suge pula și i-a explicat că suge prea multă și i-a explicat cum să nu mai sugă așa multă. Dar pe total a înțeles și el că trebuie să sugă mai puțin și i-am arătat cum se face un tunel. De aici. Nu, am săpat fix deasupra tunelului tău. Dar aveam ametist, în fine, tunelul voi arată superb. Dar nu pasă, dă-mi cable. Asta e tot. A, cu asta nu mă duc nici la curve, Voinea. Nici la curve. Nu Dar cred că vorbim vor cabol, dar bă, ce mai măta e o bine persoană mai decât să mai distinctă, da? Măta nu e ca orice curvă. Măta e specială. da, de lava pe cabol. Cât e trist să fii să dai lava pe cabol. Dacă viața îți dă lămâi, fă o labă. A sunat prea bine ca Asta să... da, bine că fii. asta trebuie să o puneți pe Nine Game. Dacă viața îți dă lămâi, fă o labă. Băi, eu mi-o notez să-mi bag acolo. Asta va fi de bine în viață. Și de acum dacă mergi la piață și ceri lămâi, poți să întrebi tante dacă îți dă și laba. Asta notez. Dar să faci cum atează. Chiar mi-am notat. Pentru că eu sunt un băiat Dar să faci. inteligent. Eu sunt... Am doctorat în inteligență. Ai doctorat în labă. Bă, Deci e un eu plan nu pe neg. afară. Eu nu neg. Doctoratul în labă, în primul rând, că se obține greu, da? Un doctorat în labă îți trebuie foarte multă mită. Trebuie să te torciurile astea. Sketching pencil, what the fuck? Ce faci ăsta? Carpenter's torch. În fine, mă doare în pula. Tu aici, tu aici, tu aici,
Tu aici, tu aici. Așa. Hai să băgăm la viola niște cable. Hai să găsim glass. Hai să vedem cum e cu glass-ul. Ok. Practic, slabstone-urile trebuie să vină până aici. Da. Și de aici încolo, deci practic mai mult glez n-am cum să pun. Pentru că n-am forma finită, dar trebuie să mergem, presupun că după copaci. Nu știu dacă avem nevoie de mâncare deocamdată. Și hai să vedem dacă avem mâncare de fapt. Da, o să ai nevoie și de mâncare, dar nu deocamdată. Practic trebuie să aștept să se facă toate căcaturile astea. Ca să pot să fac ceva util. Să îmi construiesc frumoasa mea căsuță în ceruri. Cât voi nea sapă căcatul? Voi nea ce sapă acolo? Vreau să fac un rom mare din care poți să pornești unele. Da, bă, ai dreptate. Și vreau să notăm totul. Vreau să fie așa, cum se numește, mă? Ca o casă de magiciano doctor, știi? Gen, să fie așa un Doctor savant, Freezer, după legea. da, un doctor frizer, un magician care e un scientist, așa, gen să aibă tunele, gen să aibă totul labelat, așa, dar să fie totuși cu natură și gen așa cu moss peste tot, peste tehnologie, știi? Te prinzi tu că ești... Doctor Freezer din Flapjack. Copiii, dacă n-ați văzut Flapjack, vă sfătuiesc să vă uitați. Depinde. De văzut ar trebui să-l vedeți! Te înțelegi? Nu știu dacă o să înțelegeți. Ce dracu s-a auzit? Uite și a explodat. Nu știu, ai explodat mereu ceva la mine. Mereu explodat ce la mine. Pe ce ești? Israelian? Nu, sunt islamic. Oh, ești grav, da? În caz că o Păi plictisiți pentru a că... venit ISIS la mine. Ce? Știi? A venit ISIS la mine și mi-a zis că să mă role de acolo, în teren. Nu, frate, că nu, nu-i frumos ce faci. Și vreau să-mi dau 5 lei și... 5 lei nu se le. 5 lei nu se refuză, la 10 da. Păi, 10 lei după aia zice lumea că e mită, știi? Și... Da, la 5 lei nu se merită, știi? Da. Al dracu voi de asta. Vedeți cum vă trădează așa pe față, pe spate, pe laterale, cum vreți voi. E gay voi de Ce fel. fai? Bă, da, mai sunt troll de ăștia de căcat, ce fac cu ei? Trebuia așa să-mi fac platforma asta frumoasă. Platforma mea frumoasă. Aproape am ternat un colț. Un colț la cerc, dacă te-ai prins, adică știi, colțul de la cerc. Se poate. Trebuie să o vedem. Mă, voi nu mă fă levele, ce probleme. Am sparg pula. Mă deza... Spar pula. Mă dezamăgiește, adică mă face așa să zic că eu n-am level și tu ai, știi? Am level 10 la mine. Bă, da, așa eram eu atunci, numai că tu ești ghinionist deja, bă, știi? Păi mie mi-a dat numai cap. Vezi? Nu, no, dar mi-a dat căul. Dracul, îți N-am dai avut seama ce a să... avut voine acolo? Savage, savage. Nu mă pur la The Weeknd sensoria. Adică alea două s-au fost numai de la mine. Ce două stocuri? Și acum am fost probabil o să-mi dea mai multe chestii. Ce mi-a zis, ce nu arată bine, nu am pus în tavan. Gata, am făcut un colț. Care e întrebarea? Cine dracu știe să numere? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, 18 de aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14. Era fix casa aici, nebun. Nu știu cât am zis, dar știu că e până acolo. Hai, paște. Știu să număr, bă, băiatule. Te iei de mine și Nu, și să numărătoarea număr pe mea? 18. Și Urează? să număr pe la 18, că ești 18 ani, știi, și Păi învăț un fiecare număr an pe an. înveți un număr. Exact. Deci cine știe? Nu mai spui la nimeni, da? Nu vrei să-ți afle nimeni secretul. Nu e tocmai un secret, dar... Mi-e rupă aia că nu mai intru la facultate. Zice ceva Bro, așa... oamenii ca tine s-au apreciați. Păi cum să nu? Păi să nu știi să numeri? E ceva mainstream. Adică toată lumea știe să numere. E greu să nu știi să numeri. Știi? Adică practic fac ceva mai greu decât alții. Ce dreptate. Bravo, tată, mare poponar. Bravo, tată, mare numărătoare. Bă, tu foloseai căcaturi de alea când erai mic cu numărători? Nu, ce pula mea. Eram prea bun la mate ca să fac chestia asta. Dar nici eu n-am folosit și... Eram... Adică nu înțelegeam ce trebuie. Pentru copii retarzi. Așa cum să înțelege mine copilul anului care se uite cea gen... Frate, dar... N-aveam... Nu știu, nu... Gen... Nu vă... O, Mi se... grivul mult. Mi se părea așa... Fucked up, numărătoarea aia. Mi se părea prea mainstream. Frate, eu eram bun la mate când eram mic. Bă, eu îmi rețin aceste vorbe. Pentru că eu nu făceam mate, deci... Vezi, eu făceam desen. Și eram bun în desen. Dacă ei s-o iei așa. Hai să-mi bag pula. A venit Doar stăm de back on you, Hai să-mi bag pula. Uite, vezi, e bine că am făcut evantaie pe casă. Al drei cu poponar. N-avea încredere în mine, știi? Dar i-am dovedit eu lui că se merită. Acum direct dă prin uși, prin case, după noi ăla și pau, pau. În scurt timp, probabil în episodul viitor o să merg după copaci și mâncare. Probabil. Probabil. Dar o cantor o să-mi fac circul ăsta frumos, cu sticlă și așa. Bă, voi să aduci nisipul care îl ai tot sus. Să-l pui în furnale. Nu am. Cum pula mea nu ai? Ai săpat nisip. Până Vrei acum. să vezi cum arată capul ăsta? Arată superb. Ce dracu să să mă pula? Ai charger. Arată super voi ne știu, dar l-ai folosit o nisipul sau ce? Ai făcut căcat de la Mai am, egiptean? stai, mai am 19. Bun. Ai făcut de la egiptean sau ce? Cam așa ceva și după aia dă Vedeți, bă, noi facem casa frumoasă, v-ați bătut joc de noi că avem noi casa din Dărdaha, să vedem noi ce BMW-uri tragem. Și că stigani de pe morilor. Direct Ferrari. Direct. Ce, bă, Ferrari pentru proști, BMW pentru șefi. Păi nu. Voi Da. n-aveți idee ce design-uri am eu în cap, da, bă, băiatule. Util, frumos și perspectiv. Cuvinte noi, de exemplu. Nu! Am picat în apă cu charger-ul, să-mi va pula. Iisus salvează, mă. Să-mi va pula, a scos chestii roșii din el. A, când e Blood Hunt? Da, știi care e partea tristă? Ce? Că Iisus nu există. Nu știu ce am zis. Ce am zis? Iisus salvează, mă. Frate, nu știu cum să explic. Când e Blood Hunt, chestia aia roșie pică din ei. Dar nu înțeleg ce trebuie. Bloodlust. Dar nu e numai când e Blood Hunt. Bă, eu așa am Se observat. Nu-ți ferie de Bă, n-am văzut până acum să nu fie Blood Hunt și să pice, dar
Dacă zici Eu tu. da. Că și eu mă gândeam că e legat, știi? Și verificat. Ai verificat? Pe la cum Da, faci o tu să mă mai verific? penez să văd ce Da. Am făcut bucata asta și acum trebuie să facem bucata asta încolo de cerc și bucata asta încolo de cerc. Practic e un fel de cerc, e un fel de romb, o să fie un romb superb, e un pătrat romb, e superb. Ok? E superb. Nu tot dacă nu știi geometrie. E superb. Pătrat romb. E pătrat romb. Ok? Ok? Bă, pula, am văzut un vagin pe fundul mării. Momentul ăla când te uiți la filmul pe momentul ăla când e un picer. Picer! Picer, putu spula, nene, picer! Fuck, mă lovește și mama. Aștor, 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 aștor. Au, what the fuck? Ce s-a auzit, mă? Dacă aș fi știut. Poate n-ar mai fi fost aici. Picerul pizzi, nu mă, ta care te-a făcut pe tine. Mai dă și mama ta pe mine. A, dacă intră în casă, îmi bag pula. Nu ai voie să intri. Nu ai voie, nu ai voie, nu ai voie, nu ai voie, nu ai voie. Băgă-mi aș pula în măta. Băgă-mi aș pula în măta de căcat, mic ce e. Frate, am sport atât aer în căcatul ăsta de pește, să-mi bag. Nu ai voie să intri în casă, domnule picerul. Îmi pare rău. Cred că intră pe sub casă. Bă, i-am dat muie, am scăpat. Deci mă simt învingător. S-a blocat, e clar, gata. Păi, nu știu că vi se pare interesant ceva că eu pe aici. Probabil că n-ar trebui să vi se pare cel puțin. Dar vezi că pentru pitcher, pentru pitcher îți trebuie 32 level ca să-l omor, deci, da. RIP IN PEPE. Păi chiar că-mi pepe. Stai un pic! Nu pot acum, așteaptă. Deci oricât am filmat. Am filmat 22 de minute. Mă duc la Voinea, cât timp mă duc în bucătărie să văd ce dracu e pe acolo. Și... A, Voinea, 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 Voinea. A intrat picerul în casă, a intrat picerul în casă, a intrat picerul în casă, a intrat picerul în casă. Nu știu, dracu știe. Acum nu știu unde e, a dispărut. A intrat în casă și a dispărut, să mă apuc. Cred că e la tine în gaură, nu știu. Nu cred, n-are cum să iei. Gata. Cât timp eu mă duc la bucătărie, vă las să vă uitați la Voinea. Voinea fă chestii interesante pe aici, fără să... Ups. Am venit și am distrus tot deja. Așa, vă las să vă uitați la Voinea cât mă duc eu la bucătărie, mă întorc imediat! Well, rip. Mi se spartă mai cop. Mi-arunc o ole ca să vezi ce să vă uitați. Uitați-vă la uțele mele. Samba, pula. Cam i-aș, pula. Deci eu, e pincerul ăsta e chiar spawnat fix în colțul dintre chesteri, furnal și crafting table. Și trebuie să-i fac testix în scopul ca să... dar e pincerul ăsta spawnat fix în mijlocul dintre colț. Așa că... Allahul Dumnezeu. Ce? Ce bine?
Epicerul ăsta a spawnat fix în mijlocul lui total acolo lui Dumnezeu. Epicerul ăsta a spawnat fix în mijlocul total lui Dumnezeu, asta am înțeles. Da. E fix între ce... Știi colțul ăla în care e paturile noastre, crafting table, paturile noastre toate. Vino că, uite, îl vezi? Ah! Ah, vine după tine. Ce frumos bine, este. Bine că-l iubești. Stai că poate vine după mine să mă vezi ce... Ia, nu mai venit un grob. Date, cum ai intrat aici? Explică. Stai că scot afară. Afară pe mea. Hai mă după mine, Ghiure. Hai mă afară după mine. Hai vrei să ne batem? O, mă, Ghiure. Băi, da. Sper că l-ai scos, da? L-am scos, da, cu tot cu viața mea. Ar plăca legea mă slingă. Cum e după mine? Da, l-am făcut-o pentru cauză nobilă. M-a salvat. Eroul meu. Trecutul i-a dus în casă. Da, mă! Ei, intră prin astea, o blochează. N-am cu ce să blochez. Toate itemele... Uite, mă, diorit, un stack de cable, marble, antracit, granit, trupai cu ce? Îmi bag în pula după el. Am luat eu cu toate înapoi. Dar nu-i băi. Uite-l, băi, e acolo încă. Da, mă, dai un ghișor. Stai-mă un pic, stai-mă un pic, că mie că-l fraieresc. Îmi dau seama unde e dead point-ul meu. Stai, nu vorbi, că faci gomor și-l sperii. Yeah. Nu! Nu! Chiar l-ai... Gumea și până la tine. Stai să-l scot afară din apă, hai bă, pe mine. Hai mă, că am buși fine. Ce bune sunt. De muși singur, uite. Hai mă. Bă, dar nu vreau să vină pe mine. Să mă apuc, dacă vroiam să trăiesc, nu mai venea, știi? Dar acum când vreau să mor, nu vin după mine. L-am blocat, ce dracu i-am făcut? Îl blochez de tot, îmi bag planul. Nu, îl blochez de tot, îmi bag planul. Hai. Vrei să te blochezi? Te blochezi, nicio problemă. Te blochezi, tata, nicio problemă. Ca mă lovește în notul. Și acum să trăim cu un pincer mereu sub casă. Gata, e al nostru pe vecie. Hai să-i dăm un nume, hai să-l numim cumva. Hai să-l numim Sparky. Bă, dar aș ce-aș face? Dați-i nume la pincer în comentarii, zi. Aș săpa un tunel câte casa noastră, să, gen să intru în ravine. Oho, da, pula. Păi ce vrei, hai. Vino să-l vezi pe Sparky, cum îl numim? Păițe dulci. Îmi place cum sună. Hai să... De unde îmi fac un sign din ale căcat? N-avem Lensac sign, da? Ține minte că îl numim Păițe dulci. Și o să ne facem așa, știi, din... chestia asta care o construiesc cu ele supra casă, o să fac așa un vizor către ăsta și o să numim animalul nostru cum se care Coițe dulci. Am prins un fucking pincher. Sunt fucking pincher master. Dar face zgomote tâmpite. Mă simt așa psihedelic în jurul lui. Practic e un drog umblător. Să vezi cum face, să-l asculti. Da, mă, da, știu că am fost și eu sus lângă el și am urcat sus, mă uitam la furnale, era ceva gen... Da, te vine să vezi cum l-am capturat așa pe Coițe dulci. Și dacă nu vin ce-mi face? Probabil o să vină Coițe dulci după tine. Să-l vezi. Tate, avem și noi un animalus de casă acum. Înainte de puță, e prepuță. Oh, e prepuț. Ai un prepuț, mă. O să vedeți prepuță, o să apară și el mai încolo în serie. Când o să-l facem, desigur. O să apară prepuț imediat. Prepuț i-a salvat viața lui Voina, deci... Și era puternic, intra prin lavă și foc și se bătea cu chestii. Mai știi? Da, puță chiar era ok. Nu mai știi că intra prin foc și de-alea. Pula mea, aveam jumătate de inimă, intru eu în altarul meu,
4 și colo, 2 grobini, puțe ce văd după ei. Și e fucking mic și drăguț, adică, știi? Da, e bine să ai un puță cu tine. E mereu bine să ai puță cu tine. Niciodată nu știi când vine... Nu dau nume. Păi un clovn aici lângă mine, sunt 2 clovni. După mine îmi plac clovnii, aparent. A început să plouă, să-mi bag pula. Da, mă iubesc să-mi bag pula. Deci, cred că după seria asta de departe o să-mi fie frică de clovni. Și mie de elcanie și de pinceri. Oh, am primit multă în essence. Am primit essence la mulți ani. Oh, oh, perfect pentru test. Trebuie să dai test mâine? Bă, trebuie să dai test mâine. Da, trebuie să dau test mâine. Păi și nu trebuie să înțelegi. Sa, e prima oară? Da. Fuck. Rip. Păi, cum adică rip? Învață-ți pentru mine. Vezi că eu nu dau testul. O să-mi bag viața în măta. Asta-i de-aia gravă dacă își bagă viața fix în măta. Ce-ai puțin, mă, bâine? Ce-ai puțin, mă, bâine? Ce bun? Îmi dat într-un cuie. Am găsit un cave în drum spre mina noastră de acasă. A, e ăla, știu eu, cave-ul ăla. Cred. Nu, e altul nou. Sunt la 500 de metri de casă, ce cave știi tu pe aici? 550 chiar. Ia uite, bă, mă ia cu numărători. Adică ce, eu n-am voie să știu cave-uri? Nu. Păi la mătă, pizza la mătă ce e? Dacă peșteră nu-i ce e? Era vine. Bă, da, îmi place de coiții dulci. Face așa zgomote psi. Ei. Avea că-ți păstrit pe calul mama. Date. Eu știu dacă te-ar auzi, măta. Greșit. Da, tu mereu să zici că n-are fină, dar nu, dar coiții dulci are... Face zgomote de perechiere, nu știu cum să le numesc. Nu mă apără de nu fac un topor. Fără abia să nu pici la cuițe dulci în peșteră, că după aia nu mai scapi. Uite cum, uite face zgomote psihedelice și chestii, vezi? Îți place de cuițe dulci? Bă, măcar acum dacă avem nevoie să ne sinucidem, știm cum. Da, e practic lavă. Ce level avem? Ca să lămurăm. 32. 93. 93, da. Băi, eu când l-am dat prima oară era 23, dar mai 93. Cred că l-am supărat. Efectiv, i-am dat muie. Da, să vă văd eu cum... Avem amândoi level... Ce? Avem level 1. Avem level 1. Găulul nostru în momentul ăsta e să-l omorăm pe coițe dulci. E animalul nostru de casă până-l omorăm. Efectiv, coițe dulci. Păi stai aici până atunci. Efectiv, vă văd eu cum prindeți voi un pincer, da? Nu mai dar agiul la bagiul în stare. Știm, uite, îi dau niște mâncare. Îți chiar nu sperma. Fă ca Drake, all I do is all I know. Ai cable? Ai cable? Hai că trebuie să ai cable, că ai săpat în pula mea. Ai spus că ai săpat, de cable. Da, bă, da. Da. Una, două... Trei, patru, hai. Put. Mă pun de prăjit. De ce? Bă, ai făcut tu furnale din cablul ăla totuși. Am făcut. Unde? Peste tot în viața ta. Nu văd niciunul, mai fac eu. Bă, pula, în dreapta ta ce e? Dracu se uită în dreapta, mă. Am zis că fac un fucking topor și am uitat. Tot topic, wow. Îmi bag pula în tine. Nu, nu le pui aici, le pui deasupra. Hai frate, am zis că mutăm. Nu bucur. Frate, le mutăm, când le mutăm, acum prăjesc și eu aer. Bă, am ia și cu ei să le duci în tine. Am nevoie de fier. Caută. Ce vei găsi? Fă, camia. Bețe. Făcamiaș. Ne-ai auzit de făcamiaș până acum? Ce nevoie de bune. Dă-i și mie 4 bețe. Păi te-am pis, da, mă, și-ți dau 19 sem, uite, 19 sem. Pentru 4 bețe.
Sunt trei. Catul dracu. Oho, ce să te fraieresc, că vreau să te trag în piept. Capă marihuana. Mai ce send? Mai am tot sendul din lume. Păi ne trebuie mult send, știi? Dar am mai trebuie două beți. De tot ce am. După ce termin căcatul Adevărul e că ăsta. chiar îmi trebuiau doar... Deci că chiar îmi trebuiau doar 3 bețe cât mi-ai de la început. Și care e faza? Că trebuie să termin chestia asta, încheiem episodul și după aia strâng niște sand ca să mai pun. Uite, acolo e o munte de sand, dar cine dracu stă să lăbăgească atâta? Eu am stat să fac asta. Păi fă sand. Mai am niște sandstone dacă vrei. Nu, sand. Bă, frate, trebuie să fac sand ca să îmi facă glass. Înțelegi? Băi, Bă, înțeleg, pula. Ți-ai aruncat toate gunoaiele în mijlocul drumului. Am călcat în ele. Frate, nu mai era loc în ce bă, aveai ce și în dreapta. Micuț, special de gunoaie. Se numește gunoi. Ca tine. Bă, se pare că cine se aseamnă într-o sadă. Băi, tu n-adun gunoaiele, putu-s pula mea de gunoi. All I do is nu, all două I know. Erau mobi. Aici. Aha. Nu mă pot dână lucrat tot. Aaa, am comutat pe... Eu știu, genul, îmi fac sabie de fier ca să mă duc în mină să mă lupt cu mob. Sare un mob pe mine, imediat comut la sand, încep să dau cu sand în ei. Nu! Am picat de rău. I was born in this. Melt in this. E un scheletor pe aici, am auzit. Ia aud bucile fine cum trepitează. Oho. Bă, am luat esențe de bușuri. Bun, se erau importante. Erau, erau. Pentru oamenii care știu să le folosească. Level. Aproape am terminat cu pola, să-mi bag acolo. Aaaa, e un shadow. Nu e un boss. Frate, mă uit, aud pe cineva. Și pe aia ceva genul, dragă, și pe aia începe cineva să dea mine și pe aia ceva genul, a, iar n-am mâncare, mă uit, mâncare full. Fuck. Ceva genul, fuck. I fucked up. Băi, n-ai fucked up. Băi, ne-am mereu băiatul, ai fucked up. Frate, aproape antena cu pula asta de căcat, numai că-mi trebuie glasul. Știi cum mă simt da, eu acum? Deci te sunt șer toate dead point-urile în afară de la rog. Știi cum mă simt acum? Aproape am terminat geamul ăsta. Mai că îmi trebuie geamul. Păi, practic cupola asta are nevoie de sticlă ca să fie o cupolă, știi? Dar mai că n-am sticlă. Tu nu înțeleg unde era fantoma. Iar e pe aici. E moartă. Am văzut-o. Am văzut curva. Am dat în ea, ești nebun? Oh, și încă cât? O bă mai rău cu pumnii decât o bag cu savia. Eu în locul tău m-aș feri. Cred că mai e una în dreapta. M-am pus într-un col și dau în ea. O la duizul la nou? Am murit-o. De ce ai cu... Bă, rasistul, dracu. Am blocat. Bă, acolo. Deci că am fost Magikarp și am dat splash până am murit. Pe cam așa, vei. Nu pot să mor fantomele. Să-ți cât de crud trebuie să fii. Nu, no, trebuie să fii. Crud trebuie. Trebuie să fii destul de bine prăjit. Un Magikarp destul de bine prăjit, că altfel nu dai damage. Gata, mă mor și eu scheletele, că tot am lopată și mă enervează scheleții. Te las așa să-mi las cadavrele peste tot. Trist. Iar e un... Ce ghești? Deci am mers prin toate locurile să mă uit după un ghost. Da? Să mă uit, mă uit. Am fix în locul în care era ghostul, nu era nimic. Am spart un bloc. A venit ghostul. Frate. Frate. Ia sen. Ne trebuie un teleporter. Nu, ne trebuie sen. Ne trebuie sen pentru orice, inclusiv smeltării.
Te cred. Ba, pula în tine. Ne trebuie sen, copile. Ce n-ai, mă, bă? Cred că episodul ăsta are 300 de minute. Samba. Stai puțin. Am spus că fac episodul până termina asta. Zi. Eu nu știu cum se simte un om care moare, nu se știe de la ce, dar este să bată aerul ca să supraviețuiască. E foarte normal, ce se pare normal. Deal with it. Că nu și-a knockback fantomă pus. Și cred că am filmat vreo 300 de ani, da, am filmat vreo 40 de minute, ne vedem data viitoare. Aaaa, să lăsați un like, subscribe că să vă abonați canalului, sper că v-a plăcut episodul ăsta în care am stat pe acoperiș, m-a plouat și am început să fac chestii, auzind după voi acum moare de la Ghost Story. Voi i-am spus ceva inteligent. Fantomile n-au pul. Fantomile n-au pul, ne vedem data viitoare, Alpaca King out. Și sper că data viitoare să avem destul de sent cât să facem cu pola asta. Bora, căluți! Du-te, căluți!